Salut, mă numesc Roxy și vorbim la 1 noaptea. M-am născut în orașul Ialoveni, orașul dragostei, pentru că este love. Ia, love. Da. Și normal că așa un copil nu putea să nască în altfel decât în orașul dragostei. Toți îl numesc, toți spun că Parisul este orașul dragostei. Come on! Ialoveni! Ialoveni m-a născut și după aia ne-am mutat în Chișinău cu familia. Nu știu, nu cred că informația asta e foarte importantă, dar... eu am avut o copilărie foarte fericită, dai seama. Cu rădzănica, frumușări afară, cu jocuri cu împărate-împărate, cu chestii de genul, cu răsărită la pahar. Țin minte că am avut odată o vacanță, eu și-am povestit asta pe Instagram. Am avut o vacanță cu mașina prin munții României. Pe drumul la mașina aceea a cântat un CD cu manele. Adrian Copil Minune și Costi Ioniță. Nu știu nici o mania din viața mea în afară de discul șală. Discul șală știu pe de rost până în ziua de astăzi. Mi s-a întipărit bine în minte, poate și discul ăla a pus baza mea ca personalitate, nu sunt sigur, dar este așa o probabilitate. Totuși, undeva citisem în niște articole că părinții trebuie să călătorească mai des cu copiii pentru că asta este o chestie favorabilă pentru dezvoltarea lor. Pentru că eu cel mai fericite momente le țin minte anume din călătorii. Când vedeam marea, când... Nu știu, în Constanța mereu vara ne odihneam, când m-am pierdut în Tomis, în magazinul cel mare din Constanța, și aud, s-a pierdut ghifru, Sandra, părinții, vă rog, dar mama pe mine m-a lăsat la McDonald's, așteaptă că mă duc să-mi cumpăr niște papuși, nu știu, nici pantofi, nu știu ce, dar m-am te aștept, normal, că mi-a luat și Happy Meal, nu mă așez aici, așteaptă copilul. Și eu... am mâncat, mama nu a venit încă, ce-ți fac, și a venit o familie din 4 oameni, de eu eram la o masă cumva cu 2 mese, nu știu cum. Și mă, ei se așează și mie parcă și-mi era incomod cum să stau cu oamenii ăștia la o masă, cu toate că mama să-ți așteaptă mai aici. Dar eu așa copil, incomod fiind, și zic, trebuie să mă duc să o caut pe mama. Și m-am dus și tot s-a văzut în security și copilul ăsta cel îmi lupește în sângur. Te-ai pierdut? Și eu, da, cred că m-am pierdut, dacă tot m-a întrebat. Și văd mama vine rușinată. Te-am lăsat la McDonald's. Unde te-ai dus? Mulțumesc, dai copilul meu. Nu, deloc nu ne rușine. Da, frumoasă, frumoasă amintire. Când m-am pierdut. Da. Nu știu, maica mea îmi povestea că când eram eu copil mic, eram destul de cuminte, ascultătoare, o zic că da, la un moment dat, nu știu ce s-a întâmplat. Dar da, în copilărie eu cred că nu eram foarte alentată. Eu țin minte că noi ne duceam la talcioc, la piața aia populară, și tu când vrei ieși ceva, și spui, mama, vreau asta, și tu când să-mi ții cât mâna ta îți strânge, așa, foarte tare, și să învinețești, tu nu vrei nic, gata, tu știi că tu acasă ai grecică, sau nu știu, coloiană, și tu nu mai vrei nimic, absolut nimic. Apropo, am o amintire, eu, din copilărie, pe care eu încerc să o validez cu cineva și să înțeleg dacă asta e, eu am visat? Cu toate că eu țin minte precis că asta e amintire. Deci era, la mine bunei se ocupă cu florile și știi, pe Ismail este o piață de flori. Și pe atunci eram, nu știu ce sărbătoare, ori 14 februarie, 8 martie, sărbătorile sunt foarte populare. Și eram împreună cu părinți, cu mama și cu bunei la vândut flori. Și mi-aduc aminte că mai în deal de Ismail, adică Ismail cu Ștefan, fix în zona aia, eu, de la florile alea, noi ne-am dus pentru că era acolo să deschizese McDonald's. Și eu îl țin minte cum noi ne ducem, ca eu când am văzut, wow, ceva de import, ceva străin. Și era un rând de oameni. Și țin minte că mă mâncasem la McDonald's. Și eu am memoria asta că acolo era primul McDonald's, de fapt, din Chișinău, foarte mulți ani ori. Deci eu aveam 4 ani, 95, 96, nu sigur, dar ceva de genul dat. Eram foarte mică.
Dar am e ca memoria asta de trecut strada pe subteran și ne-am dus la McDonald's-ul ăla. Eu vreau să știu dacă într-adevăr asta a fost așa. Oameni buni, vă rog frumos, nu știu, directorii McDonald's-ului intergalactic, spuneți-vă, vă rog, unde a fost închisă primul McDonald's, pentru că eu îmi amintesc că el a fost acolo, Ismail Ștefan cel Mare. Dacă greșesc, spuneți, vreau să știu, pentru că eu cu această informație trăiesc 28 de ani și vreau să știu dacă e adevărat. Odată, când bunei mei au plecat unde plecau ei, pe la sanatoriu, și m-a lăsat cu unchiul, pentru că eu țineam partea de gospodărie, de mai fac mâncare, ca fată, știi, mai făceam mâncare, avem grijă de păsări. Și noi, într-o seară, n-am închis păsările, n-am închis gâștile, dar știi ce înseamnă că nu închis păsările? Poți să pui cruce și gata! Tu ești scoasă din testament. Și inclusiv în seara aceea, eu am zis că dă să fac o plăcintă. Bunica mea face un tip de plăcintă cu multe foi subțiri. Și eu de la ea, prin clasa 5, m-am învățat să o fac. Și eu, când mă duceam la bunica, des făceam plăcinta aia. Plăcinta aia trebuie să o pui la cuptor vreo 40 de minute și stai să te uiți la dânsă. Și am adormit. Am scos cenușă peste câteva ore. Casa era, Doamne, bine că n-au ars casa. Era, pe lângă și aia că ne-am trezit și plăcinta era neagră, era tot neagră. Jumătate, mai mult de jumătate de găini erau mâncate de, nu știu ce, de animală. Da. Deci a fost ziua aceea, tot capul meu, eu nici a gospodină. Am vrut și tot să hrănesc familia, să țin gospodăria, dar se la vi, știți cum, numai prin greșeli în viață. Mama e un om foarte important în viața mea, ea, cât de mult nu i-ar fi plăcut activitatea asta mea din online și ar considera-o așa mai copilărească și eu țin minte inițial, când avem ani în urmă pornirile astea de a face video-uri pe internet, ea era foarte contra, e ștergele, nu vreau, nu. Și dacă atunci nu prea aveam încredere în mine și în genere că asta e o formă de videoblogging, o formă de entertainment, eu nu știam lucrurile astea și le ștergeam și mai hibam și înțelegeam că mai, poate mama știe mai bine, știi, că nu spate. Dar când am înțeles că mai nu asta-s eu, așa-s eu, trebuie. Să fac chestiile pe care sufletul îmi spune sau care vreau eu la moment. Și mama, văzând chestia asta, că nu schimb copilul tău, mă susține și evident că e aproape de mine și asta e cel mai frumos lucru, când știi că, indiferent ce îți faci, mama oricum a să fie alături și mă oricum a să te susțină și a să te iubească. Și a să spun, du-te la sală. Ai văzut la sală? Bun, e că bun, dar la sală toată ai fost, indiferent și scriu. Indiferent și nu ești scrie, dar dau poză, ok, da, azi ai făcut exerciții. Bine, mama, ne vedem data viitoare. Am mei părinții divorțat. De la când aveam 17 ani. Nu știu, dur probabil asta sună, dar eu totuși aș vrea familia mea să o întemeiez cu un bărbat pe care îl iubesc, pentru că și evident că lucrez foarte mult la relația mea cu bărbatul. Da, copilul, evident, noi îl iubim, noi acordăm atenție, dar relația mea cu bărbatul trebuie să fie cu soțul, trebuie să fie aparte și foarte puternică, pentru că copilul vede, copilul simte și doar prin exemplul tău, prin energia din casă, copilul crește adecvat, bravo și, bine, bravo, crește un copil sănătos și fain. Nu știu, probabil asta. Nu aș vrea să eu să divorțez de soțul meu, asta. Vreau copilul meu să crească totuși într-o familie unde nu există ruptura asta. De că am avut un plus pentru că era chestia asta când eu eram deja matură, 17 ani, și cumva înțelegeam, matură, mult zis, înțelegeam ce se întâmplă, înțelegeam că asta e o decizie foarte corectă, pentru că eu nu vreau să fiu
egoist și spun nu vreau părinții mei să fie împreună. Cum să dorești părinții tăi să fie împreună dacă ei nu sunt fericiți? Asta ar fi, aș fi foarte, foarte egoist să spun chestia asta. Și probabil mulți din familie mă criticau că eu nu lupt, nu spun că nu vreau de dragul meu să rămână părinții împreună, dar asta nu e corectă, cred că. În primul rând, în primul rând, după părerea mea, dar asta e doar părerea mea, cred că foarte, foarte multă lume se gătește mai mult de nuntă decât de viața de după căsătorie. Ceea ce e cel mai greșit lucru. Pentru că, știi, se depune foarte mult efort pentru nuntă, pentru rochii, florișele, foarte mulți bani, foarte multă energie. Și mai puțin în relația din cuplu, care e cel mai important lucru. Pentru că acolo crește copilul tău, da, sau familia ta dezvoltă. Nu știu, probabil puțin merg și la psiholog, la un cum se numesc? De cuplu, da? Psiholog de cuplu. Terapeut de cuplu. Ceea ce cred că mulți ar avea nevoie, poate pe mulți i-ar ajuta. Nu există comunicare. Eu cred că nu există comunicare. Mai ales în Republica Moldova. Eu cred că nu există în cuplu comunicare. Probabil și multe femei de aia pleacă și găsesc refugiu în altă parte, unde cu femeile altfel se comportă, unde există o altă valoare pentru femeie în genere, în familie și în viață, în general, în societate. No, normal că aș vrea ca ambii să se accepte absolut așa cum sunt, o înțelegere, o comunicare, un respect, pentru că dacă în familie nu există respect reciproc, nu cred că stă la bază la absolut orice, și la dragoste, și la bine, pasiune, dar pasiunea asta e așa o chestie. Oricum e trebuie să fie. Absolut trebuie să fie pasiunea în cuplu, pentru că eu îi văd pe cuplu ăsta de care spuneam, pe care îl urmăresc de 10 ani de zile. E de 10 ani de, bine, îi cunosc de mult mai mulți ani, dar e de 10 ani de căsătorie. Se privesc parcă ca în prima zi. Și da, au lucrat foarte mult la asta. Căsătorie, un lucru, un job 24 din 24, pentru care eu încă nu-s gata. Încă deloc nu-s gata pentru acest job. Încă nici n-am calificarea corectă. Da. Potrivită, probabil. Încă nu o am. Asta e un subiect foarte, foarte contradictoriu, pentru că nu că relația, dar anume a fost o relație foarte așa toxică și foarte on and off. Știi? Ba este ceva, ba nu, ba este ceva, ba. Și asta a durat 3 ani de zile. Și un pic te pulversează și spune la îndoială încrederea de tine și încrederea de sine și în dragostea de tine tot. Tot pune la îndoială. Dar probabil el are alte. Eu am încercat câteva ori, chiar îmi pare că anul trecut noi am vorbit pe tema asta, pentru că eu chiar voiam să fac video cu el despre tot ce s-a întâmplat, da. Pentru că a fost dureros, a fost foarte dur. Dar el avea altă realitate. Și când înțeleg, mai că omul încă nu a înțeles cât de mult m-a făcut să sufăr. Și deciziile pe care le-au luat. Dar în același timp eu tot eram responsabilă de chestia asta și tot efectiv nu trebuia să permit lucrul ăsta. Și iarăși, nu aveam încredere în mine. Eram foarte neîncrezut. Foarte, foarte, foarte. Și când ești neîncrezut, permiți oricui, orice. Evident că toată lumea din prejur zice, nu trebuie, el a să frângă inima. De ei, lăsați-mă în pace! Eu știu! Când te gândești la lucrurile astea și când îți dai seama că, băi, nu doar în drăgosteală și nu-i doar în niște chestii infantile, pot fi niște urmări mult mai serioase. Putem să avem un copil. Vreau eu să fiu copilul, tatăl copilului meu. Vreau cu bărbatul ăsta să am un viitor. Și când răspunsul este nu, zici, la revedere. Gata, timp, cred că destul am acordat la subiectul ăsta. Bine, eu am trecut, eu am normal, nu mă mai doare, nu, dar cum mi-amintesc așa, cu tristețe pentru mine, știi? Pentru mine cea de atunci care așa vreau să o cuprind și zic, fugi. Când mă trezesc dimineața și
Bine, stă mama în ușă și mă trezește. Hai cu altă dată, că ai să-ți dormi toată viața. Și zici că ia că s-a făcut pășit. Zicem, jos, vin fetele, virșoarele mele pe care le iubesc din tot sufletul. Și gălăgie în casă și și nepoate, îți dai seama. E foarte mare gălăgie. Da, așa e un sentiment de asta plăcut, că e gălăgie. Cel mai, cred că cel mai frumos sunet în casă când e gălăgie. Să-mi chestie cineva acasă. Asta e... asta e foarte frumos. Dar în același timp iubesc și liniște. Eu cred că cu asta asociez acasă, cu gălăgie din casă, pe care după aia, știți, o amintești și zici, plăcut. E foarte plăcut. Toate barierele absolut pe care le-am eu sunt doar în capul meu. Toate. Toate. Ele sunt doar în capul meu. Nu există atât de flexibil în ziua de azi, mai ales în domeniul pe care eu îl am. Atât de fluid. Tu poți fi absolut ce vrei tu, cum vrei. Și pe tine să te accepte atât timp cât ai să fii real. Doar în capul meu. Bariere zi de zi. Că nu sunt suficient de bună, că nu sunt suficient de muncitoare, că nu sunt suficient de potrivită pentru orașul ăsta și așa mai departe. Dar cu ele trebuie să luptăm, evident. Nu știu, eu des aud că voi moldovenii aveți un suflet aparte, că voi cum vorbiți voi despre dragoste, nu vorbește altcineva. Voi cum iubiți, nu iubește. Aud chestiile astea despre noi. Nu știu, eu totuși nu cred că este o diferență de națiuni, tot e individual, depinde de om, probabil, nu știu, mi-e greu să spun despre lucrurile astea, pentru că, da, nu sunt expert, ce ar putea fi atât de wow în ei. Sunt autentici, ei nu vor să fie cineva ce nu-s. Ei, prin asta e puterea lor, că ei fac absolut doar ce le place lor. Și cântă, spre exemplu, despre dragoste, exact așa cum vor ei. Și probabil aici asta lipsește. Eu am crescut cu KVN-ul rusesc. KVN-ul rusesc, cred că a pus o foarte mare amprent pe umorul meu, pe tipul meu de umor. Bine, acum el nu e așa ca înainte, mult asta spun. Dar multe, absolut multe lucruri și interviuri și oameni importanți de acolo, din industria asta mai creativă, eu îi urmăresc de acolo pentru că sunt fain, pentru că au idei interesante, pentru că gândesc fain. Și eu cred că avem un mare, mare plus din punctul ăsta de vedere, că noi putem din ambele părți luăm tot ce mai bun. A început foarte, foarte brusc. Eu totuși nu înțelegeam ce se întâmplă, pentru că a venit tot foarte repede. Și evident că făceam tot din dorința asta de a scăpa de o perioadă mai puțin favorabilă și feedback-ul pe care îl primeam și tot comentariile cele pozitive mă scoteau din starea asta și era foarte fain, era sentimentul ăsta e super, practic pot spun chiar m-a salvat foarte mult sufletul, gândurile negative în perioada aia, anume micul meu succes de atunci. Și atenția pe care o primeam, care era foarte necesară pentru mine la momentul acela. Da, e foarte egoist, dar eram egoist, eu aveam nevoie foarte mult de dragostea aia. Și am primit-o, evident. Bine, ea a venit la pachet după aia și cu foarte multă critică, evident, cum fără asta. Inițial nu făceam în față la critică, pentru că nu știam cum să o primesc. Primeam critică la viața mea, dar aici când tu primești foarte multă sau constantă critică modul cum tu ești, cum fizic arăți, un pic ți dă peste cap lumea ta și zici, și cu mine, și chiar așa de incorrectă și nu cum trebuie să fiu și totuși bine, am avut un perioadă când am cedat și am zis gata, renunț, am închis. Mi-am zis că atunci aveam vizualizări pe YouTube, aveam în total vreo 1 milion, bine, aveam vreo două, trei luni avea YouTube, nu avea mult și l-am șters, am pus și pagina la șters, tot am zis că gata, renunț, nu mai vreau nimic, n-am nevoie de faimă, n-am nevoie de nimic.
urmă a trecut, că atunci avea nevoie 14 zile, îmi pare, ca să șterge Facebook-ul. A trecut vreo o săptămână și zic stop. Cred că ne-a trecut dramatismul. Cred că-s gata să lupt, să-mi demonstrez mie că nu tot așa e de rău. Și să lupt cu lucrurile astea și dacă îmi sunt criticile astea date sau cuvintele astea negative, înseamnă că îți date pentru că eu știu cum să lupt cu ele, știu cum să le manevrez în viața mea, cum să le primesc. Și asta și-am făcut și asta și fac până acum. Inițial nu era pagină, era doar profilul meu de Facebook, dar când am văzut că veneau foarte multe comentarii și foarte multe like-uri, da, și nu puteam manevra pagina mea personală, profilul personal, mi-am făcut pagina aparte. Dar cam asta e perioada, 5 ani urmă și s-au trecut 5 ani de zile. 5 ani de zile, zic, Doamne, evident că nu e... E foarte mult, pentru că alții în perioada asta, chiar într-o perioadă mult mai mică, au reușit să facă mult mai multe decât eu. Și eu sunt foarte conștientă de lucrul ăsta, dar în același timp eu fac în ritmul meu. Așa e ritmul meu. E mai liniștit, mai stabil, mai încetișor. Și mi-era interesant dacă au mai rămas oameni de atunci care mă urmăresc. De la început, la început? Serios? Așa fain! Pentru că înainte de Instastories, de exemplu, era Snapchat-ul. Eu pe Snapchat avem 1000 de vizualizări. Eu am fost foarte, foarte sinceră acolo. Eram și au fost momente când plângeam, când, da, am avut moment când avem așa o perioadă asta, când, nu, o perioadă era o zi, nu știu, ceva, avem un, niște, nu mi-amintesc, era ceva, o frică, o anxietate, nu știu, era o, și plângeam. Și simțeam că vreau să împărtășesc asta cu oameni și așa de multe lume au scris înapoi că, măi, și eu așa simt. Și erau 1000 de oameni și eu pentru 1000 și de oameni, eu fiecare zi trebuie spus să scriu ceva și să le postez, să le... Superb! Când văd acolo că am request o grămadă, eu le citesc, eu măcar le citesc, eu știu, eu primesc mesajul, eu nu răspund, dar eu le citesc. Eu practic toate le citesc. Vedeam, mă strădui să vorbesc, mă strădui să răspund ce cântec este acesta, cu toate că deja e obositor. Mi-ar plăcea să fie un pic mai puțin leneș, pentru că eu sunt așa om că eu când văd ceva pe internet care mi-e interesant, eu caut singur, să fiu independentă și nu depind de răspunsul omului. Pentru că ca mine 100, de exemplu, 10. Dar ei sunt așa, un pic mai... Tot? Nu, eu înțeleg că pe internet nu există over-information. Mereu o să fie nevoie de mai mult. Eu când am început să înțeleg că tot și urmăresc eu și tot și vreau să văd în feed-ul meu, nu ține doar de o falsitate, dar doar de un vibe pozitiv. Foarte, foarte mult contează să-ți dea energie pozitivă, nu fals, pozitivă. Tu trebuie să simți lucrul ăsta, pentru că tu dacă urmărești omul ăla și tu simți că el ți-a adus un sentiment de ură, de ciudă, de... cum să-i mai spun? Îți pare că tu pierzi ceva din momentul ăla, FOMO, da? Fear of missing out. Înseamnă că trebuie să te dezabonezi poate la omul ăsta. Pentru că eu de multe ori m-am prins în gândul când eu urmărem pe cineva, mă uitam la story-uri și îmi vine gânduri de astea. Tare ești tu! Știi că vorbești singur cu tine. Da, tamuia, tu crezi despre asta. Aha, ți-e greu, aha, da. Zic, stop, zic, asta e toxic să faci chestia asta, asta e foarte rău. Zic, ție asta nu-ți aduce chestii pozitive deloc. De ce tu urmărești un om care ție nu-ți aduce vibe-uri pozitive? Evident că trebuie să fie... delusional. Cum era mai delusional? Delusional! Nu trebuie să fii delusional. Nu, tata e roz. Absolut normal. Faci parte din viața noastră orice chestii negative și pozitive. Doar că focusarea mai mult pe pozitiv foarte mult te ajută. Foarte mult. Recent am răspuns la întrebarea asta. Care e dezavantajul? Că nu am un regim normal și ok, probabil. Nu, tot e foarte haotic. Pentru că într-o săptămână poate să fie mai multe filmări și de dimineață până seara și te simți foarte creativ, foarte, foarte bravo. Dar sunt zile când zici, oare drumul ăsta pe care eu vreau să-l iau în viața asta?
Și gândești, ce s-a întâmplat? Unde s-a schimbat? Asta când eu am ajuns până în momentul ăsta. Unde am greșit? Părerea, cred că părerea necerută e tot un dezavantaj. Sunt zile uneori când citești ceva și zici, dar eu te-am întrebat. Eu pot trăi și fără părerea asta, deși tu din de-o dai. Că eu nu înțeleg, deși unii oameni nu înțeleg, înainte să scrie o chestie, că uite, e că stau așa să gândească. E că vreau să scriu un comentariu negativ. Să mă gândesc, persoana asta are nevoie de părerea asta a mea sau nu? Și când răspunsul e nu, ieși din Facebook și din Instagram. Dar el tot timpul a să fie, indiferent și ai să faci tu, dacă ai să ai cariera asta în online sau nu. Asta o să fie și... Vii acasă, vii undeva la masă cu neamuri și... E parcă te-ai îngrășit! E că tante Luna, eu te-am întrebat, m-am greșit sau nu. Este sunt peste tot, nu doar în online, știi? Doar că dacă noi suntem în online, noi asta mai des vedeam. Primesc niște mesaje de la fete. Uite, vreau să-ți trimit din America un colet. Și eu, ok, dacă... Mie mi-era interesant că produs străine, știi? Și câțiva ani urmă am primit un colet, atunci cu chestii superbe, pur și simplu, eu când am văzut toate lucrurile și ele și toate dulcerile, pentru mine era plăcut, că măi, om străin, cheltui banii lui, munșiți pe mine. Era foarte plăcut. Și recent, anul ăsta tot am primit de la o urmăritare de mea din America, tot niște chestii faine. A fost odată când în Chișinău m-a prins cineva, o fată pe stradă, m-a cunoscut, m-a salutat și mi-a dat un buchetel de floricele, avea ceva, nu știu ce floricele, micuț așa un buchetel. Așa de drăguț a fost, zic, aaa, mi-a făcut ziua. A, odată când încă eram pe Snapchat, popular am vrut, activă, am primit de la urmăritare din România o cutie plină cu piscuițe Denia, care i-am spus atunci că mi-aduc aminte de copilărie și mi-a transmis o cutie plină cu biscuiți. A fost foarte drăguț. Da, nucșoarele cu lapte condensat ca la noi, nicăieri. Eu nu știu, eu am dat random prin Ielaveni într-un supermarket din niște nucșoare. Doamne, și de gustoasă! Și la noi nu tăie pe set locul. Uneori, nu-mi crustă aia, trebuie să fie așa un pic crocantă și laptele și ala condensat trebuie să fie gustos. Că aici îi fac, dar cu rom, dar eu nu iubesc cu rom. Cum să faci de-astea cu rom? Nu. Lapte condensat, wow! Le-am mâncat. Nu plecat, nu așteptat nici un oaspete de mic, cu părere de rău. Mă scuzați, stăți prietenii din București, dar eu am spus mama, dă să iau o cutie, că dacă vine cineva la mine, la mine nici nu vine, come on! Mă uit la Netflix, tac. Probabil a fost cu florile, dacă bunei mei se ocupă cu florile. Eu vara vindeam flori la ghereta noastră, care era atunci înainte. Suntem cu zilele, verile, stăteam și vindeam flori și îmi făceam 10% din încasarea sumei, era a mea. Să învățam și matematica și făceam și buchețele și le vindeam și mă învățam să comunic cu diferiți oameni, să-i abordez diferit. Îți dai seama, eram copchil, clasa a 6-a, a 7-a și eu și făceam rublete. Bine, oricum tot îi cheltuiam să mă duc să mănânc la un burger, să cumpăr Coca-Cola. Nu știam eu să trebuie să-i țin, să-i păstrez. Dar așa trece vara destul de repede. Probabil de atunci m-am greșit. Dar cam pe atunci, cam cred că astea au fost primele mele începuturi de a face bani cu florile, cu siguranță. Și le mulțumesc frumos părinților că mi-au permis să-mi fac banii mei de buzunar. În publicitate. Pentru că asta și-am învățat în domeniul comunicării. Am terminat jurnalism și științele comunicării. Și asta și voiam să fac, de fapt, în domeniul publicității. Și cumva asta și fac, doar că mai mult pe social media și mă reclamez pe mine. Foarte mult, eu văd că ei promovează multe chestii odată. Eu înțeleg. Și eu. Toți avem nevoie de bani. Dar aici trebuie să te gândești cu oamenii care pe tine te urmăresc. E și mama ta, de exemplu. Am uitat, eu constant zic de chestia asta, am uitat cine a spus lucrul ăsta din advertising, e un mare
Ciuvac de acolo spune că când faci publicitatea unui produs, gândește că consumatorul acelui produs e mama ta. Ești ok cu ce că tu faci publicitatea produsului ăla? Și cumva eu am primit, de seama, colaborări, propuneri de colaborări la multe firme pe care eu când le facem un research sau în care eu știam că nu-s bune, eu nici nu mă apuc pentru că nu ai să minți oamenii care te urmăresc, nici nu vreau. Și integritatea mea și valorile mele sunt un pic mai sus decât niște bani. Da, mai bine, las mână cu o lună. Dar asta știu că n-am făcut lucruri pe care eu, în care eu absolut deloc nu cred. Îți pare că constant tu ai cu cine comunica, știi, tu ești în bula ta social media, puteți acolo te laudă, puteți dau chestii pozitive, știi, știi, eu super, eu sunt nice. Nu comunici cu nimeni altcineva în viața reală, nu duci discuții de suflet, nu... Da, lipsa de comunicare reală e foarte, e foarte... Mă gândeam la chestia asta, că uneori duc lipsa de comunicare reală și are un efect foarte negativ. Dar asta foarte mult și foarte ușor se schimbă atunci când tu iei inițiativa și tu suni pe cineva, pentru că tu constant ai impresia că... Oamenii, eu vorbesc din perspectiva mea, am impresia că oamenilor nu le interesant cu mine sau nu ați le fi interesant și parcă cumva stau nu mai ies, dar nu le sun, nu-i deranjez, știi? Dar când ei îmi preie un pic inițiativa, niște chestii foarte frumoase se întâmplă. Eu am avut de câteva ori sentimentul înainte să ies undeva sau înainte să fiu... să ies la evenimente unde sunt invitată, că băi, dar nu vreau să ies din casă. Așa, eu sunt introvertit de multe ori. Nu. Și cumva peste mine mă îmbrăcam, mă vopseam, mă macheam. Și pe urmă când aveam niște seri superbe și mă distram și era așa de fain și comunicam și stăteam până târziu și ne vorbeam despre chestii și veneam acasă așa din plinită și zic și e că tu de cine ai vrut să ieși? Normal că trebuie să ieși. Pentru că niciodată nu știi ce poate să se întâmple și cu cine poți să te întâlnești și discuții poți să ai. Și a doua zi nu poți funcționa. Pentru că cu ani evident că înțelegi că nu poți. O zi nu de ajuns să te recuperezi. Trebuie o săptămână lucrătoare. Aseral? Mai a fost foarte fain. Îți dai seama, eu să fiu pe platou de filmare cu oameni pe care îi urmărim doar pe internet, dar știm pe ei doar în online. Și eu să fiu cu dânșii pe un platou de filmare, asta e foarte frumos, e o experiență superbă. Să-i vezi cum tot asta se întâmplă. Mă testez pe mine să văd dacă sunt stare de chestia asta și am înțeles că eu sunt atât de nepregătită și nu sunt actor, că nu pot să memorez. Și dacă le spun, de multe ori am avut când eu spuneam și mă uitam în sus, eu trebuie să mă uit la dânsa. Și gata, strage momentul și ala, strage cadrul, trebuie să te iei mâini și să nu te bâlbâi și să nu te stuchești, nu faci tu, mă scuzat încă o dată. Un pic e stresant, că îți pare că ești cel mai prost om de acolo. Deși eu stau aici, eu nu sunt potrivită, dar când vezi rezultatul, știi, băi, poate dacă aș mai face niște lecții, niște cursuri, poate. Personajul ăla, el era așa mai babele, exact așa ca și mine. El, cu mimicile, erau amele, acolo sunt eu, doar cuvintele sale ei. Dar eram eu în mare parte. Bine, acolo și era un rol de striptioză. Poți zic că sunt eu, dar nici nu pot să neg. Anumite hobby-uri. Țin minte atunci la filmări, momentul când noi am filmat un cadru, când eu trebuia să sar banca și eu, dacă striptez, eu trebuia să fac o chestie cu cu picioarele. Matei spune, hai, tu te pui pe bancă și tu faci așa cu picioarele. Poți? Și zic, băi, dacă scaunul mai în jos, dacă întuneric și dacă nu mai vede nimeni, pot. Dar masa asta ce ține? Zic, eu nu pot să zic, băi, hai să ne gândim la altă variantă, că eu poate sunt striptioză, dar încă nu sunt pregătit pentru acest rol fizic. Și am ales altă parte cu picior așa peste masă și când trec peste flăcău ceala. Asta a fost interesant, foarte interesant să vedeți cum sunt toată slămii și tot echipa de filmare stă. Am ușii astea de șeală și eu, toți bărbați, și eu trebuie să...
Asta a fost așa. Dar îți ieși din... ieși din zona asta, din confort și zici, băi, eu sunt actriță acum? Asta nu sunt eu. Ei nu râd de mine, ei râd de actriță. Și apoi am primit câteva mesaje. Câteva doar, nu multe. Că uite, de multe ori când văd că moldovenii undeva fac ceva sau se filmează, am un sentiment ăsta de second-handed rușine de asta, știi? Un pic, ți-i rușine de ce se întâmplă acolo. Știi când duci la ceva? Știi, ți-i rușine pentru omul și ală, parcă cum e asta se întâmplă? Dar eu am primit mesaje că, păi, sunt mândru că ești așa de fain acolo și what? Și văd oamenii și văd eu, e total diferit, știi? Eu sunt foarte autocritic, îți dai seama. Mă uit și cu tine! Da. E plăcut, normal că e plăcut să primești așa comentarii. Când într-un trending în România, 99% sunt manele. Eu ți-am minte numai discul și ala din clasa 4 cu Costi Ioniță. YouTube românesc, el e foarte curajos. E foarte curajos. E mult mai curajos decât la noi. La noi au popularitate sketch-urile, când arată istorie de astea. Moldovenești, tot ce e actual, tot ce e local. Aici oamenii fac și story time-uri despre chestii care s-au întâmplat în viața lor, lucruri și rușinoase pentru mulți, cine au iubit, cum au iubit, cu cine s-au întâlnit, ei sunt foarte deschiși aici și sunt foarte curajoși, după părerea mea. Tu când ieși afară și comunici cu oamenii și tu vezi că omul ăsta care îți pare că nu are niciun defect aparent, el are atâta neîncredere în el, pentru că el îți spune despre asta. Uite, eu mă văd în oglindă zi de zi, tu ești la dânsul și ar putea să-ți spună el negativ despre el. Și el îți spune că, băi, mă uit în fiecare zi în oglindă și mă urăsc. Și n-am ochi să mă văd. Și mă uit la fata și are 60 de kilograme și e super. Zic, nu contează cum tu arăți, contează și în capul tău. Și când am înțeles că toți au chestia asta și absolut toată lumea are dubii, are frici, are anxietăți, eu nu sunt singur, numai că nu sunt singur, deci trebuie să aștept părerea altora sau să aștept validitatea altora că nu sunt singur, pentru că eu știu că nu sunt singur. Eram la un party și nu știu ce era vorba de fizic și... era un cântec, ceva un cântec și eu l-am terminat cu cea mai grasă, ceva idee cu... și am zis de mine. Și râdeam și se întoarce un băiat. Tu nu ești grasă. Și eu eram, nu, eu sunt grasă. Și el, nu, tu nu ești grasă. Nu, stai, oprește. Și eu zic, nu, oprește să spui, să consideri că grasă e o insultă. Zic, asta e forma corpului. Gras slab. Noi grădinița am învățat asta. Mare, mic, gras, asta e ceva normal. Și când oamenii se oprească, să gândească, să numească, să identifice cuvântul grasă ca o insultă, multe o să schimbi. În același timp, cât e de gras e gras? De unde se începe gras? Unii slab și unii gras, știi? Deja fiecare pentru dânsul, eu cred că își pune limitele. Și atunci când vezi pe cineva care iese din limitele tale, zici eu așa nu. Dar asta deja urmează altă discuție cu comparația și e cel mai greșit lucru pe care poți să-l faci, să te compari cu alți oameni. Nu știu, eu încă nu am o legătură, nu am o legătură cu banii. Eu încă n-am putut să creez legături strâns cu banii, pentru că ele, cât de repede vin, pe atât de repede poate să pleșe. Și ceva normal, dacă stai constant și te gândești la cum să nu cheltui, cum să nu cheltui, oricum ai zic cheltui, mai devreme sau mai târziu. Dar eu nu am cu părere de rău obișnuința asta de a strânge pentru ziua neagră. Am uitat ziua neagră. Eu știu că neagră n-ați mai ieșit mai neagră ca ziua neagră și-mi trebuie. Dar este un lucru pe care trebuie să-l învățăm, să facem economii. Dar cine ne-a învățat pe noi? Nu ne-a învățat nimeni. Noi toți vrem dragoste și eu vreau dragoste. Dar cred că în primul rând, dragostea de sine, asta e cel mai important lucru. Nu te iubești nimeni până când tu nu te iubești pe tine. Nu pot să, eu singur mă gândesc, dacă eu aș iubi un om,
care e mizerabil zi de zi și el se uită în oglindă și nu se iubește. Eu cât n-aș investi timp în el, cât n-aș investi atenție, energie, cât nu i-aș da, el oricum ceva i-ar lipsi și anume dragostea asta lui de sine. Deci este primul lucru pe care noi trebuie să-l facem, cred că, înainte să intrăm într-o relație. Și să consolidăm cumva relația asta cu noi. Știi, am avut o relație care timp de câteva luni a fost mult mai colorată și mai fericită decât aia de toxică de câțiva ani. Ceea ce și de obicei și se întâmplă, știi? Contează omul ce vibe-uri îți dă. Nu, ideea e că, să spunem așa, la date-uri, eu am ieșit cu băieți absolut diferiți unul de altul. De la fizic până la psihologic. Fiecare era diferit, ceea ce nu... Mi-arăt că nu mă uit la chestiile astea. E interesant, o personalitate faină, dar faină, cum eu înțeleg că e personalitatea faină? Eu îl simt. Mă uit la omul ăsta și simt că energia asta lui mie merge, vibe-ul ăsta lui, cum el, nu știu, cum abordează, cum comunică cu mine. Dacă, știu, interesant să vorbesc cu el. Dacă poți sta cu el, că asta e foarte important, să nu poți la infinit să vorbești cu omul. Dacă ți-e confortabil cu omul să taci, asta e foarte, foarte nice. Nu câte ți poți taci. Trădare. Ce numim noi trădare? Și cum ce se întâmplă să mă trădeze? Eu iert, oricum iert. Iert eu și chestii mai dure. Nu știu, dacă vreau mai departe să comunic cu omul ăsta. Te iertat oricum și nici sunt eu să nu te iert, știi? Dumnezeu să te iert, dar eu n-a să te iert. Așa de... Da, eu mă strădui să fiu... Mă strădui foarte mult să fiu un om bun. Eu de multe ori, când stau la răscrucea asta de a alege să fac am o faptă bună sau să merg mai departe în drumul meu și eu când aleg să merg mai departe în drumul meu pentru că, nu știu, n-am când în momentul ăsta sau nu... Eu toată ziua mă mașină gândul ăsta, deși tu n-ai făcut, poate aveai să faci ziua și mă mașină constant și nu-mi dă pașii gândul ăsta și în momentul acela mă gândesc că sunt oribil. Asta este foarte... Vreau să plec. Da. Mă strădu, normal că mă strădu să fiu bun. Pentru că și eu vreau să am parte de așa experiență. Ce ție nu-ți place, altă nu-i face. Nu știu, plâng în momente când nu mă aștept, când atinge anume... Asară am privit, ia că deja am privit... Bine, n-am plâns, o, plâns o lacrimioară așa, când se face blur un pic în fața ochilor, înțelegi că... Ia că tăi! O emisiune pe Netflix cu perechile. Love is Blind se numește, când își căutau perechile pe ascuns. Ideea e cea care, că ei erau fiecare, fetele la fete, băieții la băieți, și ei se întâlneau în camerele astea, pod se numeau, camerele unde ei se auzeau doar și vorbeau cu orele. Și așa, ei, timp de câteva zile, ei fiecare zi cu mai mulți oameni se vedeau și pentru care aveau un interes mai mare, se vedeau mai des. Și era cazul cu un băiat cu trei fete odată și nu știe care să o aleagă, pentru că fiecare... Și era foarte frustrant și pentru că vedem cum ele vorbesc sau cum băieții vorbesc despre sentimentul ăla, că eu am găsit-o, că asta e, gata, o iubesc. Era foarte străin pentru mine, dar mi-era interesant ca experiment, știi? Pentru că eu cred că e adevărat, nu știu, dacă nu ar fi adevărat, m-ar dezamăge foarte mult acest proiect, eu o să caut informații. Pentru că am înțeles că s-a filmat în 2018 asta, de-abia acum ies. Și săptămâna viitoare, ultima serie, finalul, da, cu nunțele. Mm-hmm, da. Așa că astea țin la curent și s-a întâmplat. Și acolo când cineva vorbea despre dragoste sau despre partener, știi? Mine rău lea cu tăbire. Eu tot! Pe asta. Am catoleac și mai liniștit. Nu, mă gândeam dacă m-aș duce la vreun show de ăsta. Nu știu dacă personalitatea mea neapărat potrivită. Că eu, dacă nici nu-mi place ceva, nu pot să mă cert sau... Da, pot să mă cert, dar să plec deodată, de acolo iau nevoie.
tot mai mult și mai mult să fie mai intens emoțiile, ce am făcut o florișică, să fie mai intens, să fie cât mai mult certuri, scandaluri, dar oi, și de bine să treci fără drame. Frică cel mai mult. De mine, de gândurile mele. Pentru că știu cât sunt de sumbre și negre și cât sunt de destructive. Ele sunt foarte destructive. Ele sunt strugori și dorințe de a începe ceva, de a crea ceva frumos. Asta e cea mai tare mi-e frică. Când nu pot să le... De multe ori nu pot să le fac față. Da? Învață. Tot ce trebuie să lași de urma ta, pentru că oamenii oricum astea uite, absolut și followerii, da? Oricum ați mă uite, dar și ne pe mine n-ați mă uite, asta e copiii nepoții mei, e ca lor eu vreau să le las, poate, nu știu, anumite învățături, cum eu am din urma bunicilor mei, anumite povestioare, anumite mici poezioare pe care bunelul m-a învățat când eram mic, chestiile astea care aparent, știi, poate n-au valoare, dar pentru mine au, pentru că îi petreceau timp cu mine să mi le spună, știi? Asta e sensul vieții, petreci timp cu oamenii tăi.